Bună ziua tuturor! Astăzi voi face o etalare puțin diferită cu o singură variantă în care sper să vă regăsiți cât mai mult dintre voi. O să vă rog să ascultați etalarea până la capăt pentru că trebuie să țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu se poate potrivi pentru toată lumea și se pot potrivi câteva cuvinte la început și poate câteva la sfârșit sau la jumătatea videoclipului, da? Și atunci, de asta este bine să urmăriți videoclipul de la început până la sfârșit, mai ales fiind vorba că este o singură variantă. Ok, văd că deja o carte a și vrut să iasă. O să vedem ce alte cărți mai iasă. Haideți să vedem ce cărți vor să iasă și de ce, bineînțeles. Și mai trebuie o singură carte și vom începe citirea. Dar au vrut să iasă două. Atunci facem două cărți. Nu e niciun fel de problemă. Bun. Văd că sunt foarte mulți sau multe dintre voi sunteți reprezentați de regele de spade, ceea ce înseamnă că sunteți persoane destul de hotărâte în ceea ce vă doriți să faceți. Sunteți persoane care de-a lungul vieții ați trecut prin diverse schimbări, dar în același timp sunteți și persoane cu picioarele bine înfipte în pământ atunci când luați o decizie. Nu m-ar mira dacă o parte dintre voi aveți inițiala E în nume sau pe strada pe care stați sau poate că marca la mașina pe care o aveți și așa mai departe, sau să fiți persoane născute într-o zi cu cifra 3, cum ar fi 13, 3, 13, 23, da? Sau chiar 30, 31, de ce nu? Sau persoane care sunteți născute în luna martie, posibil să fiți o parte dintre voi persoane născute pe timpul zilei, da? În intervalul orar de pe timpul zilei, persoane care să vă placă culoarea roșie sau chiar albastru. Da? Deci sunteți persoane care iubiți mai mult culorile, nu non-culorile cum ar fi albul sau negru. La voi pot să spun că este timpul să spulberați iluzia și să priviți cu seriozitate și integritate o problemă nerezolvată. Acesta este momentul să fii curajos sau curajoasă, întrucât dreptatea este de partea ta. Lucru important pentru a putea rezolva situații nedorite, trebuie să rămâi detașat, să nu îți lași emoțiile să-ți acapareze logica. Ai putea avea nevoie de sfatul unui expert care să te ajute într-o problemă și care îți va fi de mare ajutor. Dacă ai nevoie de un sfat juridic, acest om pe care îl vei întâlni va acționa ca o influență puternică și pozitivă pentru tine. A doua carte pe care o voi citi și despre care voi vorbi reprezintă cât de importantă este calea voastră spirituală în acest moment. Da, pot să spun că pentru voi acum calea spirituală este una destul de importantă, pentru că se vede foarte clar că ați trecut prin niște dezamăgiri. Unii dintre voi ați trecut cu bine peste ele, alte persoane încă nu, încă mai aveți
de trecut, dar dacă alegeți această cale spirituală, este bine pentru că veți trece mult mai ușor peste absolut orice. Unii dintre voi căutați multe răspunsuri la întrebările voastre, dar le veți găsi doar mergând pe calea spiritualității. Este posibil ca aici o parte dintre voi să fi pierdut persoane dragi și să vă puneți în permanență întrebarea: de ce mi s-a întâmplat mie, de ce trebuie eu să sufăr, de ce, de ce, de ce, de ce. Ei, să știți că răspunsurile le veți afla doar mergând pe calea spiritualității și să înțelegeți ce se întâmplă cu oamenii care nu mai sunt printre noi și decedează. Cred că voi aveți nevoie de aceste răspunsuri pentru că, așa cum văd aici, o parte dintre voi vă puneți aceste întrebări. Ce se întâmplă după ce persoana respectivă a decedat? Ce se întâmplă pe mai departe cu persoana respectivă? Și aici sunt destule de multe cărți cu privire la acest aspect care vă poate lămuri. A treia carte aș putea spune că este reprezentată de ce aspect al vieții voastre trebuie să aibă prioritate. Cred că foarte mulți dintre voi aici ați pus un pic mai mult accent pe partea carierei, pe partea finanțelor, însă ar trebui să nu uitați că trebuie să puneți mai mult accent pe partea sentimentală, pe ceea ce ține de familie. De ce? Pentru că este acea parte care pe voi vă face să puteți depăși toate obstacolele. Poate că unii dintre voi chiar regretați faptul că ați pus mai mult accent pe partea carierei, pe partea finanțelor, decât pe parte sentimentale. Iar acum este timpul să faceți această schimbare. Ce trebuie să faceți pentru a putea evolua? În primul rând, să vă deschideți mai mult față de persoanele din jurul vostru, acolo unde trebuie să faceți anumite schimbări, să le faceți, pentru că chiar dacă în acest moment schimbările respective nu vi se par a fi binevenite, să știți că sunt binevenite pentru voi, pentru a vă da mai multă putere. Voi văd că foarte mulți dintre voi aici deja aveți, purtați o brățară, un colier cu semnul infinitului. Dacă încă nu aveți acest simbol, este bine să vi-l procurați, pentru că acest simbol pentru voi e ca un talisman care vă poartă noroc și vă poate duce mai departe spre abundență din toate punctele de vedere. Voi sunteți un prieten solid pentru toată lumea, de încredere și de nădejde. Vă plac provocările și vă asumați foarte multe responsabilități, chiar de multe ori unele care nu sunt ale voastre, și uneori chiar sunteți o persoană destul de emoțională. Vouă chiar vi se recomandă că dacă cumva simțiți nevoia să vă abateți de la un drum, puteți să vă abateți de la drumul respectiv, fără niciun fel de problemă, fără să aveți remușcări, bineînțeles. Dacă simțiți nevoia să izbucniți în râs, izbucniți în râs. Dacă simțiți nevoia să izbucniți în plâns, izbucniți în plâns. Faceți așa cum simțiți nevoia să faceți, pentru că, practic, asta este calea voastră. Cu cât vă abțineți mai mult pentru că, nu știu, dacă izbucniți în râs sau în plâns, cineva din jurul vostru vă judecă sau ceva de acest gen. Nu mai țineți cont de ceea ce gândesc oamenii din jurul vostru despre voi, nu mai țineți cont de cum vă văd ceilalți, ci țineți cont mai mult de ceea ce simțiți voi și de ceea ce vă doriți voi pe mai departe, indiferent dacă altora le place sau nu. Dacă aveți ceva în plan și întrebarea voastră este cumva cum vă va afecta dacă voi veți acționa, da, mă scuzați, am început să mă bâlbâi, este prima dată când fac acest tip de etalare și încerc să vă dau și foarte multe detalii și atunci acesta este motivul pentru care mă și bâlbâi, da?
Ok, deci cum veți fi afectat sau afectată dacă veți acționa într-o anumită privință? Nu știu, poate că vă gândiți să faceți voi primul pas într-o anumită, în legătură cu o anumită persoană sau să faceți voi primul pas într-o anumită acțiune, da? Cum veți fi afectați? Da, veți fi afectați pentru că acea persoană încearcă să vă dea la o parte. Este bine, indiferent ce decizie ați luat, în ce privință ați luat această decizie și vă gândiți la acest lucru, să nu faceți voi primul pas. Să lăsați cealaltă persoană să facă primul pas, indiferent despre ce este vorba. Ce vă îndrumă ghizii voștri spirituali? Ghizii voștri spirituali vă îndrumă să tăiați răul de la rădăcină, să nu mai aveți o viață plină de secrete, pentru că unii dintre voi văd că trăiți foarte mult în minciună și să faceți lucrurile cât mai corect. Poate nu întotdeauna ați acționat corect, poate nu întotdeauna ați făcut lucrurile așa cum ar fi trebuit să le faceți. E, acum este timpul să mergeți pe această cale, să faceți lucrurile cât mai corect. Aveți posibilitate de noi începuturi. Iar ideile pe care le aveți în minte și vreți să le și puneți în practică au sorți de izbândă. Indiferent ce vreți să începeți, ceva nou va fi cu realizare. Este timpul să străpungi norul iluziei, deoarece o revelație a avut sau va avea loc. Este foarte probabil să fi jonglat cu idei, modificând și răzgândindu-te în privința modului în care să procedezi. Este timpul să aveți acel moment de revelație și după totul să prindă contur. Este foarte probabil să fi trecut de o perioadă dificilă a vieții tale și să te simți relaxat și încrezător în privința viitorului. Deși după ce ai trăit vremuri cu un nivel ridicat de dramatism și de griji, viața poate părea puțin prea liniștită. Latura negativă a acestei situații o poate reprezenta plictiseala. Ai ajuns cumva într-un punct al vieții tale în care ți-ai dorit să ai parte de mai multe aventuri sau provocări. În unele cazuri, aceasta poate sugera o schimbare fizică, de exemplu, o nouă tonsoare, o reîmprospătare a garderobei sau însușirea unui stil de viață sau a unei diete mai sănătoase. Este posibil să te simți extravagant, iar dacă îți permiți să te răsfeți, atunci de ce nu? Această etalare vă recomandă cu ultima carte să vă răsfățați, indiferent despre ce răsfăț e vorba. Așa cum am spus, despre o nouă tonsoare, schimbarea garderobei și așa mai departe. Să vă faceți plăcerile voastre, ceea ce vă face vouă plăcere. Și după o să priviți lucrurile puțin mai bine și încet, încet toate lucrurile se vor schimba în viața voastră. Ghizii, pentru că din câte văd, această etalare este mai mult axată pe ce vă recomandă ghizii, exact asta vă recomandă ghizii voștri spirituali, să vă axați mai mult pe voi, să vă iubiți mai mult pe voi înșivă și abia după să vă gândiți la restul. Iar în privința a ceea ce ține de viața de zi cu zi, ghizii vă recomandă să nu faceți voi primul pas, ci să lăsați pe cealaltă persoană, indiferent despre ce este vorba sau despre cine este vorba, să facă următorul pas. Și în funcție de asta să acționați și voi mai departe. Dar, bineînțeles, acum rămâne la latitudinea voastră de ceea ce doriți voi să faceți pe mai departe. Dar ghizii vă recomandă să nu faceți voi primul pas. Eu cam atât am avut de spus în această etalare. Sper că este o etalare utilă pentru cât mai multe persoane dintre voi și să auzim doar de bine. La revedere!